să-mi pun și eu din aia de știu că să mai... Pa, pa! Balta, mă, gura! Am venit pe baltă privată, pe care este, știu că Biban și Șalău, este, nu cred că e populația foarte densă de pește, dar e taxa mică, 20 de lei, și e frumos, e foarte frumos lacul, merită. Hai să vedem dacă reușim să prindem ceva, de fapt, hai să vedem ce reușim să prindem. Și primul lanseu se întâmplă acum. Ăla-i, mă, primul pește, nu pot să cred, din larg. Vine încoace. Aoleu. Ce mic e. Contează, e primul. Primul pește pe ziua de azi. Este un bibănel. Foarte mic. Hai că e bine, după 10 minute, cât să zic. E ok. Ah! Mamă, a tocat ca lumea. E ceva acolo. Ah! Și uite ce s-a întâmplat, de fapt. Mi-a rupt coada. Da. Ăla-i, mă. Da. Micuță, da, dădeam după biban. De poarta asta, nu? Da. De cum am agățat. E prima oară când vârful când îmi fac. Da. Îi dai drumul, nu? Prima știu că pe anul ăsta. Prima știu că pe anul ăsta? Da. Da, îi dau drumul, că nu cred că are 40. Aha. E frumos. Da. Oricum, se simte frumos. Da. Frumos! Bravo! N-am venit degeaba, nu? Arată bine aici. Ia. Da, ai pescuit deja destul de mult. Da. Da, fix în ei. Asta arată genial aici, în stânga. Să-mi pun și eu din aia de știu că să mai... Opa! Uite aici! Am scăpat-o! Mă, să cred! Fix în mal, a venit după ea! Semn bun! Semn foarte bun, da!
Așa mă, când dai după biban, numai biban nu prinzi. Da.